Etapa de zonă a campionatului național de sală a avut loc weekendul trecut. CS Caracal a participat cu un lot de 12 sportivi, format din copii 1, 2 și 3. Atleții caracaleni au avut o comportare bună, deoarece, spune antrenoarea Mirela Vanea, majoritatea și-a făcut personal best. Au alergat un timp pe proba de concurs mai bun decât cel care l-avea. Aici mă refer la Ciobanu Cătălina, care anul acesta este copilă 1, la proba de 800 de metri, a parcurs-o în 2 minute și 26 de secunde. Aș sublinia că este un timp foarte bun pentru vârsta ei. Menționam și anul trecut, când a devenit campioană națională la proba de 500 de metri, că timpul pe care l-a obținut acest sportiv la proba de 500 de metri este al 70-lea în lume. O comportare la fel de bună a avut-o și sportivul Alexandru Ștefan la proba de 200 de metri, la finalul căreia s-a clasat pe locul 2. De altfel, și alți atleți caracaleni au reușit să urce pe podium. Tot la 200 de metri, Trică Andreea a venit pe locul 6, Pavel Dragoș la proba de 200 de metri la copii 1 a avut o comportare foarte bună. Ce pot să spun? Toți copiii la această competiție au avut o evoluție bună, ceea ce dă speranța că la finalele campionatelor naționale de copii, care vor avea loc pe 1 aprilie la București, am speranța că voi obține cel puțin o medalie la proba de sală. La sfârșitul acestei săptămâni, în competiție vor intra și juniorii 3 la Campionatul Național de Sală, concurs ce va avea loc la București. CS Caracal se va prezenta la start cu 4 sportivi, băieți și fete, la 400 de metri, respectiv 800 de metri.